Bijuteriile sunt preferatele femeilor, o spune o creatoare de la noi care confecționează cercei de diferite culori și modele. Vorbim despre Virginia Sârbu din Milești Mici, raionul Ialoveni, care a înțeles că argila polimerică este perfectă pentru accesorii pe buzunarul oricărei doamne sau domnișoare. De mică a fost pasionată de lucrările handmade, iar acum un an a decis că hobby-ul ei merită investiții. Primele comenzi cred că au fost din sat, pentru că nu toți mă cunoșteau. Eu am decis să investesc în aceasta. Cel mai mult îmi place procesul. Desigur, dacă îmi place procesul, apoi și rezultatul vine după cum îți dorești. Pentru crearea accesoriilor, femeia folosește diferite tehnici. Iată aici, eu am creat un set, da? În acest set sunt diferite tehnici. Doream să fac un fel de marmură, da? Eu am adăugat acril, apoi le mixez pe toate, iarăși tai, iarăși întinzi fâșia și apoi... Procesul de creare este unul migălos, dar rezultatul bucură ochii. Creatoarea spune că cel mai greu a fost să le explice clienților din ce sunt făcute aceste accesorii. Unii optează mai mult pentru bijuterii aur, argint. Totuși, tendința asta în modă încă nu au intrat așa de bine cum în alte țări. Ei așa se uitau, ce e asta? Mă întrebau, eu explicam, iată, scoace în rulă, iată așa. Dar ei se rup? Nu se rup așa ușoară. Meșterița este sigură că cerceii sunt un accesoriu de nelipsit pentru o femeie. Bijuteria e ca un accent pentru femei, definește feminitatea, adică e ceva frumos. Prețul pentru o pereche de cercei din argila polimerică variază între 100 și 150 de lei.